De fiecare dată a venit cu voioșie, cu veselie la Etno TV și mă bucur nespus de mult pentru că ne-a ales pe noi, ca în această seară, să fim anfitrion, să fim gazdă, pentru că sărbătorește o frumoasă vârstă, o vârstă minunată. Și este mămica doi copii frumoși, frumoși de pică, dacă o venim, zici că este mămică. E fetița puțin neastâmpărată, da? Tânăr, nu-i mai zice așa că zice bătaie îți dă pitica, fii atent la mine, deci face karate. Așa, da, ai știu, grijă. Am auzit de asta. Este vorba de... Silvana Râci! La mulți ani, Silvana, bună seara! Bine v-am găsit, dragii mei! Bine v-am găsit, să știi că i-am spus, Andrade, ai grijă să nu-l bați pentru ce a spus, așa că... Știi că ți-o bai dacă nu... A fost o vorbă ca de la domnul învățător pentru... Da, da, și crezi că te ascultă, de nu mai poți. Eu vreau să le mulțumesc frumos tuturor celor ce au fost astăzi, pe parcursul întregii zile alături de mine. Ai am avut 5 emisiuni până acum, asta e a 6-a. Săracele sunt obosite, fetele mai ales, le dor piciorușele, mai pot, piciorușele. Mai pot. Piciorușele, da. Eu le mulțumesc din suflet că mi-au fost alături și pot conta pe mine oricând. De altfel, de multă vreme încoace formăm o echipă grozavă. Eu mi-am și propus, acum că împlinesc 34 de ani, vreau de azi dinainte să am în jurul meu doar prieteni, pentru că de restul, de neprieteni, sunt sătulă. Lasă, Silvana, ce contează dușmanii, uite, prietenii te ah. Da, sigur că da, le mulțumesc frumos că avem o relație frumoasă și dincolo de a fi vedetă sau a fi simplu interpret, poate tânăr de folclor, e mai important să fii om. Așa, să o aplaudăm, vă rog frumos. Da. Și la mulți ani încă o dată, dragă Silvana. Cum e să fii mama de copii așa frumos? Să știi că e minunată experiența atunci când ei sunt cu minței, e și grozav. Când, da, sunt, dacă sunt separați amândoi, n-au probleme. Împreună se îndeamnă unul pe altul la nebunii. Dar să spus că cel mic este mai cu minte. Foarte cu minte, foarte, foarte cu minte. Vrei să te cerți cu Andrada? Vrei să nu mai fiți prietene? Andrada, îți place de Nicușor? Uite cum râde. Spune adevăr. Așa. Uite cum râde inofensiv. Ia zi, mami, îți place de Nicușor? Ia zi, Andrada. Da, da. Îți place Andrada? Da. Bravo. Nu. Deci mie nu place că săraca deja nu prea știe să fie diplomată, dar... Dar de Liviu îți place? De colegul Liviu îți place? Cine este vreme? Liviu? Nu, nu-ți place. Opa! Place Liviu, dar de cine îți place ție? Ca de cine îți place, mami? Și noi. Ce criterii ai? De Alex Velea. De Alex Velea, măi. Măi, dacă nu sunteți Alex Velea. De Alex Velea. Zi, o să-ți lăugem pe Alex Velea, dar vine emisiune, da? Nu-ți mai da, mami, ochii peste cap? Deci iată că o cunoaște deja, vezi? Da, știi ce a gândit? Mă minte ăștia, și ăștia mă minte. Nu, nu, te gândi, mă, Andrada, o să vezi. Nu, o să vină Alex Velea, sigur. Lasă-mă, fata, mă. Dar îți așa până când ne cântă Alex Velea, Silvana. Să cânte Silvana Râciu, nu-i așa? Un cântec cu copiii mei împreună, un cântec pentru copii. Da, da, și când să ascultăm Silvana Râciu. Muzica. Yeah.
aduceți împlinire, clipe dulci de fericire, suflet din sufletul meu, v-am în inimă mereu. Și cu asemenea copii, să-ți trăiască, draga mea, să te bucuri de ei. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Să dea Dumnezeu să fim cu toții fericiți, sănătoși, că asta e cel mai important. Da. Bun, și ca să te emoționăm și mai mult, 3, 2, 1 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. După cum vedeți, eu întorc cu ștrasuri, roz, mov, fluturaș, inimioare, deci floricele. Deci mov și roz nu lipsește. Da, artificiile unde sunt, măi? Artificii? Artificiile. Ce rost avea să pun artificii și să stric un tort așa frumos. Vreau neapărat să mulțumesc pentru acest tort superb Marinelei Constantin, iepurașul Câmpul Lung Argeș. Știu cei care ne privesc despre ce este vorba. Măi, arată, ce să zic, absolut îmbietor. Dar voi fugiți repejor cu el că l-au luat transpirațiile pe bine, unul. Bine, dar tu să nu crezi că noi am făcut armata la regimentul de gardă. Da, îi mai ții mult așa. Fugiți, hai, fugiți cu tort, repede, repede, repede. Hai să-i aplaudăm că... Deci fetele nu s-au descurcat să care tortul. Într-adevăr, era greu, era greu. Câte kilograme are? Eu știu, vreo 10 tot are. 10? Păi, așa, nu știu, băieții să ne spună. Iar eu vreau să-l chem pe Raul, acum, repejor lângă noi. Raul, bună seara! Hai, Raul, vreau să-l și aplaudăm. Mulțumesc, mulțumesc, da, bună seara, venit, bună seara. Raul. Bună seara, știți, Raul. Am mai strâns-o în brațe. I-am mai strâng deodată. Am permisiunea din față să te strâng în brațe, să te pup, să spun la mult. Numai din față ai permisiunea? Da, de la soț. Am înțeles, salutare. Bine venit alături de noi. Mulțumesc din suflet, Raul e mereu pe fugă. N-am reușit să-l prind de fiecare dată la lansările de album sau așa. A fost în America. United States. Mă bucur că sunt astăzi aici alături de voi, chiar dacă pentru foarte puțin timp. Recunosc că trebuie să fug la Cluj unde mă așteaptă alte... Uite, ți-au susit floricelele. Da, floricele, ți le mai dau o dată ca să vadă unde astea sunt florile mele pentru fetele, tine. Fetele, mulțumesc din suflet, uite ce frumoase sunt. Să știi că nu știu dacă este momentul, dacă voi cânta acum sau nu, oricum... Păi acum o să cânt, acum nu? O să dacă cânt. Ne ajută vreau să spun colegi. Rugăm regia. Regia, Vicky. Nu cânti acum, n-ai CD. N-ai CD deocamdată. Ba, am acolo. Auzi, acolo, ba. Vi la dau, măi, colegi. Raul, okay, întâmplă. Oricum Vicky vreau să te mai țină puțin să te vadă. Da, categoric. Vreau să spun atât, Raul, ce ghizel. Da. Ce ghizel, ce? Nu te băga între secretele lor. A fost în Turcia, măi, Raul. Turcia, unde cred că ar trebui să te... Da, și eu, și eu trebuie să văd. Ce nu vezi, măi, că e mai frumos? Este dureros, Raul? Nu este foarte dureros. Dar dă roade sau nu? Cum? Da, dă roade. Vezi, da. Păi nu vreți roadele? Pe Bogdan Vlădău? Nu. El și-a pus implant de barbă.
Asta, la asta n-am probleme. Deci așa, așa discutăm de parcă nici n-am fi în direct acum. Da, păi noi nu suntem, se înregistrează. Ceva de genul, ce mai cu Raul? Da. Raul, poți să ne cânti în acest moment? Da, stai să mai vorbească puțin. Stai să mai vorbim. Prietenii Silvan. Așa, vreau să spun că ăsta este un cântec foarte nou, ceea ce voi cânta eu acum. Adică un cântec nou. În premieră, exclusivitate. Un cântec în premieră, scris de versurile doamnei Carmen Alda Vlad, pe care o salut, pentru că știu că vă urmărește. Vă transmit și vă transmit și salutările dumneai ei. Și muzica mea, melodia se numește Femeia mea și bineînțeles că în primul rând o dedicție, dar nu în ultimul rând tuturor doamnelor de aici și tuturor fetelor. E un cântec care sper să se lipească de inima voastră rapid și iremediabil. Se lipește sigur. Bineînțeles. Da, eu v-aș invita și la dansa așa doi câte doi, dar pentru că femeia conduce în seara asta, totuși, nu știu cum o să totuși cred că o să te ascultăm acum. Acum? Prin cântec, Raul, da, te ascultăm chiar acum. Femeia mea, dedicația mea pentru toți astăzi. Raul! Mare dragoste! Din flori și fructe s-au născut parfumuri, din spuma mării, din furtuni safire, din luna plină vise prind contururi, din miezul nopții muguri de iubire. Trăiesc păgâne ceasuri de începuturi, trăiesc prin tine clipe de uitare, trăiesc din sentimente nori de fluturi, trăiesc, respir un tremurat de floare. Femeia mea, femeia ta, femeia lui și altuia, fermecătoare vise, făpturii de frezii calde. Femeia mea, femeia ta, femeia lui și altuia, deșteaptă sentimente topind o mături albe. De-atâta drag natura înflorește, de-atâta drag cu ploaia mă învelesc, sub talerul de foc al lunii pline, eu am să spun mereu cât te iubesc. Femeia mea, femeia ta, femeia lui și-altuia, fermecătoare vise, făpturii de frezi calde. Femeia mea, femeia ta, femeia lui și-altuia, deșteaptă sentimente topind o mături albe. Femeia ta, femeia lui și-altuia, fermecătoare vise, făpturii de frezii calde. Femeia mea, femeia ta, femeia lui și-altuia, deșteaptă sentimente topind o mături albe. Oameni de excepție cu invitați pe măsură. Ei bine, când zicem Silvana, invitați pe măsură, un om extraordinar, lui, să nu iau fața prezentatorului, prieten de-al nostru, dar iubit de toată lumea. Și o să vedeți dumneavoastră și o să înțelegeți de ce spun acest lucru, că invitatul nostru din această seară este iubit de toată lumea. Nu a venit singur, ci este însoțit de fiica sa minunată. Și invităm alături de noi pe Aurelian Preda și Ana Maria. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți
la mulți ani, Silvana, suflet, Aurelian. De la Mănăstirea Dervent ți-am adus o icoană sfințită, eu și Ana Maria. Și locul tău de la suflet. Mulți ani. Da, așa este. La mulți ani, sănătate multă, dorințe împlinite, te rog să o primești și să o pui la micuțul tău altar. Da, 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 ai văzut pupăm. Pe măricel. Trebuie să-l te mărești. Pupă, Ana Maria, da. Bună seara, vreau să vă zic și eu și vă doresc un la mulți ani sincer, să fiți sănătoasă și fericită alături de cei dragi și toate dorințele să vi se împlinească. Mulțumesc din suflet, mulțumesc Aurelian că ai venit în această seară. Pentru că noi ne întâlnim și pe la evenimente și pe la spectacole, chiar avem un proiect asta împreună, să apărăm peste draga tot, am firmă de organizare evenimente. Să vezi unde a apărut Aurelian, melodiile lui, unde au apărut, unde? Dragii mei, habar nu aveți. Da, o casă producătoare da? Din America s-a gândit să scoată un album pe piață. Bravo. Lasă, dragă, că și în 16 august ne ducem undeva în județul Neamț, pe la Piatra Șoimului, da, și pe undeva prin împrejurim. Mai mergem și la întorsura Buzorii în 6 septembrie. Deci, avem și la Brăduleț. Și la Brăduleț, da, bine. Italia, pentru că acolo voi fi. Noi ne-am unit forțele, măi. Noi ne-am unit forțele și facem lucruri speciale împreună. Aurelian și Ana Maria Rosa vor cânta chiar acum. Pentru dumneavoastră. Lume, lume, bun găsit, la voi cu drag am venit, să vă cântăm împreună de dor și de voie bună. Am cântat lume de mică, dar am cântat singurică, astăzi cântat-o cu tine și cu mult drag pentru lume. Doamne, Tu mi-ai dat putere să trec prin bune și rele, iar Tu, Ana, fata mea, mi-ai înseninat viața. Cântecul e pentru mine cel mai frumos dar din lume, Dumnezeu m-a înzestrat să cânt la lume cu drag. Văd lacrimi în ochi la tine, că astăzi sunt lângă mine, visul ți l-ai împlinit și-ți văd chipul fericit. Ana, dragă fata mea, asta mi-a fost dorința, tu să-mi cânti cântecele, să nu-mi piară numele. Vreau ca să știi bine că am să-i port mereu cu mine cei 7 ani de acasă cu care am pornit în viață. Și îl rog pe Dumnezeu să fii lângă noi mereu, împreună să cântăm, oamenii să-i bucură. Printre cerul plin cu stele, eu le privesc pe ale mele, Tu ești una dintre ele, care dai rost vieții mele. Bravo! Azi e mare sărbătoare, vreau să uit de supărare, prietenii să-i cinstesc, să cânt și să chefuiesc, să beau vin, să beau rachiu și de rele să nu știu. La cărciumioara din colț, astăzi petrecem cu toți. Ai noroc și iar noroc, faceți-mi un pic de loc. Ai noroc, pop și așa, să joc cu crâșmărița, că are dulce guriță și gropiță în bărbiță, pe obraz are aluniță, firei să fii crâșmăriță. Ce frumoasă este viața, dacă-i guși din plin dulceața, să știi cum s-o prețuiești, că doar odată o trăiești.
Să iubești, să fii iubit, să ai sufletul împlinit. Viața s-o trăiești din plin, pe cel mai scump dar divin. Ai noroc și iar noroc, faceți-mi un pic de loc. Ai noroc, op și așa, vin o crâșmăriță-n coa. La proța cu-n vițen, pe jar pastramă de miel. Scoate și o murătură, fierbe și o țuică de prună. Ziceți lăutari cu foc, numai cântece de joc. Să joace toată lumea, că astăzi e ziua mea. Hai ziceți și-o horă mare, ca să o joace fiecare. Mai cântați și-o periniță, s-o sărut pe crâșmăriță. Ai noroc și iar noroc, faceți-mi un pic de loc. Ai noroc, op și așa, să joacă cu toată lumea. Crâșmăriță nu mai sta, ia desfă șampania. Să ciocnesc cu fiecare, cum e la aniversare. Ai noroc și la mulți ani, sănătate și mulți bani. Viața nu-i o veșnicie, dacă-i chef, păi chef să fie.